Salut! Bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil, astăzi episodul 4, în care o să vorbesc despre Mihail Cogălnicianu, o personalitate mare și controversată. A fost prim-ministru, ministru de interne, ministru de externe, președinte al Academiei Române, pasionat de literatură, istorie, drept și femei. Și nu în ultimul rând a dat numele liceului în care a învățat eu în vas lui. Uite poza. Avem ce vorbi. Hai cu generic. Tan, 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 tan. Pogălnicea nu este cel mai cunoscut probabil pentru două lucruri. Nu-mi dau seama cum să le așez în clasament. Asocierea cu Alexandru Iancuza și rolul în proclamarea independenței. Dar ca să avem o leacă de context, hai să iau povestea mai de la rădăcină. Mihail vine dintr-o familie de boieri cu proprietăți în zona Fălciu. Natural își începe studiile în țară la ea unde își prinde gumă în păr cu Alexandrii, Cuza și Costache Negri. Promoție excelentă, care o să schimbe fața României. După câțiva ani pleacă la studii la Luneville, în Franța. Apoi la Berlin, care sper că știm în ce țară e. Era acolo pe bursă din partea statului moldovean ca să vină apoi să aplice ce a învățat. Strategie bună. Doar că Moldova era sub protectorat rusesc la ora aia, iar Franța era un mediu prea progresist pentru inima lor. Deci când administrația simte că îl scapă pe Mihail la idei revoluționare, îl mută în Prusia mai conservatoare, după care îl trage de tot de lesă înapoi acasă în 38. Și într-adevăr, întors în țară, face opoziție regulamentelor organice date de ruși și simpatizează cu tinerii activiști care cereau reforme, schimbare, cum văzuseră în vest. Cu toate astea, era păcat să se piardă investiția în resursa umane. Deci Cogălnicianu o să primească funcții în administrație la curtea domnitorului Sturza. Între timp se ocupă cu literatura, publicistică, avocatura, v-am spus, multilateral dezvoltat. El publicase deja pe vremea când era în Prusia niște lucrări în limba franceză despre istoria României, sub pseudonimul Michel de Cogălnician. Acum o duce la nivelul următor. Fondează revista Dacia Literală, Chiar, -s. chiar -s prost. Fundează revista Dacia Literară în 1840, prin care promovează literatura originală, națională și limba română, care încă se scria cu litere chirilice. Pentru că deranja puterea, revista o să fie interzisă după câteva luni de tipar, trei ediții mai precis, și ăsta o să fie un motiv în plus pentru care pe Cogălnicianu îl ia cu fierbințel când aude de politică. În 1843 se deschide Academia Mihaileană, varianta beta a Universității din Iași, unde a predat Tudorel Toader. În spiciul inaugural, Cogălnicianu, profesor de istorie în cadrul Academiei, s-a aruncat la mesaje unioniste. În mai puțin de un an se interzice și asta, adică să mai țină cursuri și discursuri. Deci, scurt rezumat, statul moldovean investește în educația lui Cogălnicianu și îl trimite în vest ca să aducă idei folositoare acasă. Pe asta se întoarce și începe să le aplice, dar statul zice nu, greșit, n-ai voie, faci tot cum zicem noi. Păi pentru ce m-ați mai chemat atunci, frate, dacă vreți să faceți lucrurile exact la fel? Vreți să fie mai bine? Știu eu cum să fac să fie mai bine. Mm, nu. Îi înțeleg frustrarea. Pe de altă parte, îl înțeleg și pe domnitor. Treaba asta cu unirea, oricât de mult am fi noi de acord cu ea, l-a pus pe scaunul încins pe Sturza, care trebuia să dea socoteală rușilor pentru stabilitate și pace în țară. Nu era ușor nici pentru el să păstreze balansul. Mereu au fost oameni din ăștia în poziții de răspundere care normal doar își fac datoria, dar vremurile se schimbă și, din păcate, pentru ei, oricât s-ar opune, istoria e cam ia până la urmă. Revoluția îl prinde înapoi în Moldova, deși simpatizant al mișcării nu dă cu subsemnatul pe programul revoluționar. Dar asta nu-l scapă să fie în coloana cu oameni de arestat de pe lista lui Sturza. De asta o tai în Bucovina, unde, dacă tot e acuzat, măcar să le dea un motiv. Publică dorințele Partidei Naționale din Moldova și un proiect de Constituție în care trece tot ce crede el că trebuie schimbat la țara asta. Țara aia mai corect. Era cam mult deodată, dar dacă tot s-a apucat de scris, a zis să o ducă până la capăt. Libertăți, drepturi civile, autonomia țării, ce mai avem? Unire, bag acolo! trece revoluția, se schimbă conducerea și noul domnitor, Grigore Alex Ghica, mai progresist decât Sturza, le șterge cazierul revoluționarilor exilați și le dă chiar posturi în aparatul de stat. lui Cuza și Costache Negri. Se bagă și în afacere omul nostru, devine burghez în toată regula, cu fabrică de postavuri la Târgu Neamț, mașini cu aburi și tot ce trebuie. În 1852, la 35 de ani, deci se însoară cu Ecaterina Jora și o să aibă 3 băieți și 5 fete. Din relația asta, stai așa. Peste ceva timp apare în peisaj și amanta oficială, Raluca Lamotescu. Are o fată și cu ea. Și în rest, cine mai știe? Cea nu este renumit pentru slăbiciunea pentru femei. În primul rând, nu i-aș slăbiciune, mai degrabă afinitate, plăcere. De altfel, câțiva ani mai târziu, sub guvernarea lui, este legiferată prostituția. Dicție, mă, cât de cât. Terminologia poate nu e cea mai fericită dacă te uiți acum, dar intenția lăudabilă. Femeile publice, cum erau numite, erau luate în evidență și trecute într-o condică de sănătate. Analize, tot ce trebuie ca să nu aibă nimeni de suferit. Hai, nu te înroșia acum, nu e ca și cum dacă nu discutăm despre lucrurile astea, ele nu se mai întâmplă. Să fim o leacă mai maturi. E o discuție interesantă aici. Contemporanii și posteritatea l-au judecat pe Cocălnician în funcție de valorile lor. Dacă stai și te uiți, noi, oamenii, nu avem aceeași părere mai despre nimic în lumea asta. Mereu există tabere. Și cazul. Cogălnicianu este un exemplu perfect pentru treaba asta. Dacă unii îl ridică în slav pentru rolul jucat în Revoluția de la 48, unire și independență, alții încep portretul prin faptul că era nedisciplinat politic, oportunist și desfrânat. Depinde cine ești tu ăsta care îl judecă și pe ce pui tu preț cel mai mult. Mesajul meu pentru Mihail? dacă tot m-ați întrebat, mulțumesc pentru ce ai făcut pentru România, clar ai mai dat-o și în că politică, cine nu? Și apoi cu viața personală, bă, alegerea ta, că nu văd eu lucrurile la fel, n-are a face. Că o să fac o glumă, poate, de exemplu, că România are mai puțin kilometri de autostradă decât a avut Cogălnicianu femei. Ce o asumi, doar nu te așteptai să treci neremarcat. Dar, încă o dată, asta nu înseamnă că se o măsură să spun dacă e bine sau rău cum ales să trăiești tu viața, atâta timp cât asta nu mă afectează pe mine cu nimic. Nu m-a pus nimeni pe mine sau pe noi ăștia care gândim la fel, peste viețile altor oameni. Chiar dacă ei sunt minoritate, asta nu ne face pe noi stăpâni peste viețile lor. Ce fain ar fi să ne lăsăm în pace reciproc și să vorbești de altul numai când nu mai ai ce rezolva la tine. A, oh, realitatea are mână grea. Înapoi, în țară se conturează curentul unionist, iar Cogălnicianu, pentru că e și cunoscut, și pornit, și bun de clanță, se remarcă pe post de portavoce. Când în sfârșit ajunge pe masă problema unirii, Cogălnicianu sare printre primii. Se implică în comitetul electoral de la Iași, iese deputat de Dorohoi la divanul ad hoc și apoi la adunarea electivă a Moldovei, iar când vine ziua cea mare, el este omul de campanie numero 1 pentru Cuza. După ce se face, Alexandru Ioan nu-l și o să fie omul lui de încredere, și la guvernare, dar și la petrecere. Vorba lui Forest Gamp, Cuza și Cogălnicianu sunt ca mazărea cu morcovi. Iar domnitorul îl pune prim-ministru și înforțări pe programul de reforme. Mănăstiri, justiție, administrație și restul. Și acum o poveste despre perioada de după unire și trageți voi concluziile și asemănările cu zilele noastre. Deci, care sunt datele problemei? Tocmai s-a făcut unirea, entuziasm, societate fierbe și se cer tot felul de reforme. Parlamentul este însă format în mare parte tot din boierii cu dita mai moșile. Iar majoritatea conservatoare se opune unei legi rurale care să redistribuie proprietatea agricolă a țării. Aici, guvernul progresist al lui Cogălnicianu, susținut de Cuza, se blochează. În dar că e niște artificii legislative, dar sunt trași de mâine că de opoziție. Dacă vreți să aduceți schimbarea, li se spune, să o faceți legal. Urmăriți pașii legii. Votăm și vedem ce iese. Cu nu e că, bă, frate, ce să votăm? Că tot voi, boierii, votați. N-am nicio șansă. Dacă ăștia își dau coate și numai nu bufnesc în râs, că, bă... Asta e, tu încerci, dacă asta e legea, noi doar respectăm legea. De parcă nu toate ai făcuseră legile ca să se protejeze dinainte. În punctul ăsta, Cogălnicianu merge la domnitor și spune, vă frate, gata, eu mă dau bătut, uite aici demisia și mă întorc la hobby-urile mele. Până aici a fost. Nimeni nu-l supără pe băiatul meu de bază, zice Acuza și scoate jocărul din mânecă. Ce trebuie să fie neapărat asta, poate juca Macau. Deci Alexandru Ioan dă lovitura de stat, dizolvă parlamentul și supune unui referendum o Constituție nouă care crește lui atribuțiile și o nouă lege electorală care dă drept de vot tuturor bărbaților, indiferent de avere, cum era până atunci. Deci a profitat de portițele din sistem și a învârtit legile până au ajuns în favoarea lui. Lucru care, dacă vorbim strict despre episodul ăsta, a fost benefic. Total de acord. Dar luat ca exemplu în general, să fim serioși, nu e deloc de dorit ca cineva să aibă o putere așa de mare. De asta e și frustrantă și mișto în același timp democrația. Că deși ne lamentăm uneori, adevărul e că în România timpurilor noastre nu mai e așa ușor să dai lucrurile peste cap. Oricine ai fi. Nu există o poziție, o funcție în statul român care să poată să facă o mișcare acuza și să întoarcă balanța puterilor de pe o zi pe alta, indiferent dacă are intenții bune sau rele, nu contează. Există un echilibru cât de cât, pe care trebuie să-l protejăm, e adevărat, dar există. Și asta mi se pare mare lucru. În situația din 1864, într-adevăr, din fericire pentru popor, intențiile erau bune. Un calup de reforme pentru modernizarea statului, scopul principal fiind să treacă legea agrară, ca să o ducă mai bine și omul de rând. Pe termen lung, legea n-a funcționat grozav, dar măcar la nivel de intenție, și tot a fost un pas înainte. În perioada următoare, se aglomerează problemele. Contre cu opoziția, acuza e prin tabloide cu Maria Obrenovi. Reformele nu prea merg, și statul ajunge la fundul sacului. Normal ca în orice cuplu, la un moment dat apar și neînțelegeri între cei doi, și Cogălânceanul este demis. S-au despărțit totuși în relații decente, iar Mihail nu va face parte din coaliția care îl detronează pe domnitor în 1866. Ase vedea episodul 10 din primul sezon pentru mai multe detalii. Știm că românii o scot la capăt până la urmă, îl aduc pe Carol. În 77, când se vede portița pentru independență, prim-ministrul Brăteanu lasă ranchiuna deoparte și îl pune pe, într-un fel, rivalul lui Cogălnicianu la externe, cel care era cel mai respectat diplomat român. Cogălnicianu proclamă independența în fața adunării naționale pe 9 mai 1877, iar a doua zi semnează și regele și se bate în monitorul oficial. Ziua independenței, 10 mai, a rămas și ziua națională, până ne-au dezvățat comuniștii. Și apoi, după 89, n-a mai fost adoptată la loc de frica regelui că s-au gândit conducătorii că ar fi răscolit iubirea de monarhie în români. Îmi place și 1 decembrie, dar parcă tot aș prefera să nu-mi degere degetele pe lingură când mănânc fasole de ziua națională. Zic așa: 24 ianuarie, ziua de naștere a României, că era mică, 10 mai majoratul, că devine independentă, și 1 decembrie, nuntă, când se unesc toți românii. De ce să nu le sărbătorim pe toate? După ce dă turul întâlnirilor și convențiilor împreună cu Brătianu ca să rezolve recunoașterea internațională a independenței, iar începe cearta. Cogălnicianul trece în opoziție, ajută să-l înlăture pe prim-ministru, iar după asta revine în penele. Mai înțelege ceva dacă poți. Spre sfârșitul vieții se retrage din viața politică. Mai e președintele Academiei Române pentru câțiva ani, dar până la urmă îl ajunge boala și moare în 1891 la Paris. Înmormântat va fi la ea și în Cimitirul Eternitate. Ăsta a fost Mihail Cogălnicianul, după cum l-am înțeles eu, un personaj pe care cred că v-ați dat seama că Simpatizez. Săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la 17.10, vă povestesc despre un alt om politic important, fiul rivalului liberal al lui Cogălnicianu, Ionel Brătianu. Dacă vi se face doar de mine până atunci, deși nu cred, să fim serioși, știți, mă găsiți pe YouTube. Seara frumoasă!